Salutare la toată lumea, Ștefane, și la proiecte diverse DIY. Avem un mic aranjament aici. Mai întâi să vă explic ce s-a întâmplat. Am mai povestit într-un video gargara din trafic. Pe scurt, m-a sunat un client. Domne, am o problemă. Face contactorul urât, clang, clang, țac, țac și așa mai departe. Nu se întrerupe lumina, dar face urât. L-am întrebat pe domn când a fost montat tablou și mi-a zis că undeva în 2022 aprilie, deci oricum era încă în garanție. Am trimis un coleg, i-am dat un cărămân 91H și un HRN33 să le aibă la el, indiferent care ar fi fost problema. Ăsta este tipul 1 de montaj. Să vedem cât de mult putem să dăm zoom. Tipul 1 de montaj. O să vă las și link-ul jos în descriere de la filmulețul unde am explicat cum le montam prima oară cu HRN-ul primul și cărămâul după. Și tipul 2 de montaj o să-l vedeți tot în același video cu cărămâul înainte. Da, aveți și schema acolo, aveți și tot. Le-a schimbat, bineînțeles, mi le-a adus tot cu cutii, o să le ducem la Eti să ni le schimbe. Hai să vedem ce facem. Am sustras de la Floche ștecherul ăsta șmecher de la UK. Uite, așa trebuie să arate ștecherul, că tot suntem la el. Divagăm, dar divagăm să zicem important. De ce nu merge ring în România? Pentru că și ștecherul și priza din UK au o fuzibilă în interior. Da? Chiar dacă te duci cu 2,5 de două, nu poți să-i pui B32 sau B40 la Romanica, că nu avem fuzibilele astea. Bun, suntem pe autotransformator la 138 de volți, deci tensiune normală. Zgomotul HRN-ul face. Din câte îmi dau eu seama, e una bucată condensator. Da? Din păcate nu avem voie să umblăm la ele, adică avem voie să umblăm la ele, dar doar experimental. Și repet, contactorul e cuplat, nu are nicio treabă, e un contactor mic de 32 de amperi, un singur modul, nu are importanță. Deci v-am zis, domnului îi mergea tensiunea în casă, doar că făcea gen boala lui Calache. Da? Disco strobo. Foarte mișto, nu? Da, e caz 1 la 1 milion. Asta pentru haterii de Eti. Dar se mai întâmplă. Ideea e că se rezolvă. Se schimbă ce este defect fără probleme, le-am schimbat și după garanție. Nu e niciun fel de problemă. Da? Și garanția, da, trebuie să fie cu revizii făcute când trebuie 20 de ani. Cam asta e. Bineînțeles, produsele electronice în România au 2 ani. E cu duș și întors discuția asta pentru că au de la 10.000-20.000 de anclanșări. Nu cred că faci în 2 ani 20.000 de anclanșări, decât dacă ești ăsta. Ăsta faci într-un an. Da? Se mai întâmplă. Am avut probleme și la alte branduri, nu e nicio problemă. Sper să-mi aminte să vă las link-ul jos, împachetate frumos. Și mergem să luăm altele. Clientul mi s-a schimbat din sâmbăta respectivă, fără probleme. Deci toată lumea este mulțumită. V-am pupat, ne vedem la video următor.